Bună, eu sunt Luiza și surprinzător, astăzi mă vei auzi vorbind tot despre cărți. Astăzi vreau să ne ocupăm de unul din clipurile voastre preferate. Știu că vă place la nebunia acest clip. Prezintă un book haul combinat cu ceva unboxing-uri, pentru că am păstrat unele cărți în cutie, de acum le-am cumpărat, la cum le-am primit, tamam ca să vi le pot arăta și să deschidem împreună aceste cutii prosuțe. Cartea pe care vreau să vă arăt este o serie despre care cred că m-ați mai auzit vorbind și plângându-mă de modul cum a fost reeditată. Și vorba despre Outlander. Călătoarea, primul volum aici de față, dacă se vede, este deja citit. Am citit cam atât în varianta acestei cărți, până m-a frustrat atât de mult faptul că nu conține țâuri și nici tâuri măcar, nu conține litera pur și simplu pe spațiu gol, încât restul de 400 pagini, cum mai sunt aici, sau 300, l-am citit e-book. Oricum, se vede că cartea este citită, coperta s-a cam dus la mat din faptul că am citit-o. Seria este bună, mie îmi place și pare foarte promițătoare, iar tocmai de aceea aici avem volumul 2. Le găsiți pe acestea din colecția veche la Nemira, le găsiți în secțiunea de outlet și taman, fiindcă eu am făcut colecția asta nouă, primele 4 volume costă undeva până 30 de lei, eu cred că am dat 25 de lei pe acesta și mai am 2 volume, deci acesta este prima parte din volumul 2 și mai am a doua parte din 3 și volumul 4. Ceva de genul, nu mai țin exact cum le-am, pentru că atât am găsit pe site-ul lor, restul părților fiind deja stoc epuizat. Dacă știți vreun site unde le pot găsi în ediția veche, deși am răsfoit volumul 2 din ediția nouă în Perturești, nu mi s-a părut că ar fi vreo greșeală, dar am zis că o completez pe ediția veche. Așa că dacă aveți vreun pont pentru mine, de apreciat. Acum, tot din Cărturești, am mai luat câteva cărți până să se schimbe Cărturești la Ploiești. Știți că v-am zis eu că s-a redeschis și că am fost și eu și avem un pachet de cărți de acolo luat. O punguță cu cărți. Am aici câteva din Cărturești vechi. Am fost, cred că, pe 31 decembrie, fiindcă așa am petrecut Revelionul în Cărturești de obicei. Am multe cărți în engleză, v-am spus. Mie îmi plăcea foarte mult să merg în Cărturești pentru a descoperi cărți în engleză. Iar aici avem The Ocean and the End of the Lane, Neil Gaiman. Știu că am mai scris el ceva foarte fain, foarte recomandat pe Bookstagram, dar această carte m-a cucerit. Are și o hârtie ciudată la atingere, nu știu cum să vă zic, dar este ilustrată în felul acesta. Stați, nu știu cum existește. Vedeți? Este super lucrată. Îi aduce mie oarecum aminte de cum s-a tradus. Așa am văzut totuși că este și volumul în engleză. Volumul acela adițional seriei Făpturile Văzduhului, acela cu Prințul Cardan. La fel, cum a învățat Prințul Cardan să urască poveștile, parcă este numele volumului, dar undeva pe acolo mă duce cu gândul. O carte română luată din Cărturești, pe care am pus-o chiar cu câțiva ani, știu că am tot întrebat-o pe Adelina de ea și până la urmă cred că a citit-o și recomandă, sper să nu bat câmpii. Ade, dacă vezi asta, corectați-mă în comentarii. Fiind vorba de Scris Oral, de Mihail Shishkin, ceva în genul. Mie mi s-a părut foarte interesantă povestea, v-am zis, o urmăresc de ceva de câțiva ani și am zis, băi, vii acasă cu mine. De data asta nu se mai poate trece acasă. Într-o oarecare încercare de a face ordine, am zis să iau toate cărțile din Cărturești de atunci în mână pentru a vi le arăta pe toate. Urmează o carte de Karen M. McNaughton, The Cousins, și mie mi-a plăcut foarte mult de la ea. Unul dintre noi moare primul, unul dintre noi urmează și mai are ea una română, doi pot ține un secret. De asemenea, vorbeam cu o fată că n-am mai văzut nimic de editura Herbenet, am înțeles că li s-a închis și site-ul. Dacă are cineva informații ce se întâmplă, s-a închis editura, ar fi chiar foarte păcat. Sunt câteva cărți foarte bune la ei. Ar chiar să se spune și mie, să fiu și mai la curent cu ce se întâmplă. Cum ziceam, de cazin, asta mi se pare foarte interesantă, fiind vorba despre un secret de familie pe care acești verișori care se duc la o bunică îl descoperă. Urmează o carte pe care sigur ați văzut-o dacă urmăriți pe Amalia de la Copila Cărților. De fapt, acum nu mai are numele Copila Cărților, dar o găsiți așa fac când mă caut clipurile pe YouTube. Fiind vorba de Wolf Hall, de Hilary Mantel.
Aceasta este cartea, este în limba engleză. În mare parte cărțile de cărturile mi sunt în limba engleză și se referă la perioada în care era Thomas Cromwell și cum a devenit el unul dintre cei mai buni, cei mai influenți curteni de la curtea regelui Henric al VIII-lea. Este o ficțiune istorică, v-am zis, îmi plac foarte mult ficțiune istorică, iar asta chiar mi-a furat privirea o leacă. Urmează o carte. V-am arătat-o primul volum, îl am în ediția de la Fairy, din păcate nu au scos ediții și pentru următoarele două volume, dar sunt foarte frumoase și acestea. Nu le găsesc traduse în română tot timpul, din câte am văzut, sau de câte așa pe unele site-uri mai apar, fiind vorba de seria Grișa. Eu le-am luat volumele 2 și 3 din Cărturești în engleză și sunt foarte încântată de ele. V-am zis, m-a prins super mult povestea, dacă nu v-am zis, vă zic acum, m-a prins foarte mult volumul 1, deși una din... Trecem peste faptul că animăluțul meu adorat l-a găsit ceva de rost și de aruncat. Vă spuneam că Grișa a fost una din seriile pe care mi-am promis mie că nu o voi citi. Nu știu ce promit chestii de genul, că niciodată nu mă țin de ele. Mai am două cărți în engleză luate din Cărturești, pe una am citit-o și pe una nu, iar cea pe care am citit-o intră în topul celor mai amuzante cărți pe care le-am citit vreodată. Volumul 2 din manuscrisele roșii ale magiei, dacă nu mă înșel, apare și la noi tradus cât de curând. The Lost Book of White este scrisă de Cassandra Clare, evident, într-o colaborare cu Weasley Chu și este super amuzant. Este bazată pe povestea lui Magnus și a lui Alec. Deja se întâmplă la câțiva ani după primul volum din această serie, la finalul... Instrumente mortale. V-am zis, chiar vreau să fac un clip dedicat ca să Andrei, ca să fie mai ușor pentru toată lumea să înțeleagă cu ce carte încep de la femeia asta nebună. Oricum, super amuzant, sunt acolo în iad și replica mea preferată este că ei sunt în iad, vorbesc cu un demon și se aude clar la un moment dat, oh my god, la care demonul, no the G-word here. Mi s-a părut super amuzant și în continuare o recomand ca una dintre cele mai amuzante serii și cea mai amuzantă carte scrisă de Cassandra. Urmează o carte despre care v-am vorbit și în clipul trecut, în care m-ați auzit vorbind de foarte multe ori. Aceasta, The Invisible Life of Ada Lauren, pe care am de gând să o citesc chiar luna aceasta. Dacă mă ajută cel de sus. M-am înșelat, mai am două cărți în română de când am fost la Cărturești. Pe una am primit-o cadou, cum vă spuneam, iar pe cealaltă mi-am cumpărat-o eu. Două cărți de Murakami, de Cronica Păsării Arc, știu că m-ați auzit vorbind și în clipul trecut. Iar aici mai am Iubita mea Sputnik, una din cărțile preferate a unei prietene și am zis că merită să o încerc, mai ales că față de cealaltă are și un număr mult mai uman de pagini. De asemenea, am fost la începutul anului la Covasna, să fac împreună cu tata niște tratamente de spate. Două babe, în special eu. Iar de la Brașov, trecând prin Brașov, am cumpărat două cărți. La fel, pe una am citit-o, pe cealaltă nici n-am scos-o din țiplă. Fiind vorba de Ultimul cadru, de Sidge Watson. Inspirat mă la fac legătura, fiind vorba de un thriller. Iar aici vreau să vă spun că mie mi-a plăcut mai mult cealaltă carte a autoarei, pe care am citit-o în liceu, fiind vorba de Înainte să adormi. Aceasta este, înțeleg, sindromul despre care se vorbește în carte. Mi se pare doar puțin trasă de păr. Dar hei, undeva un 3,5 steluțe tot i-am dat. Cred că pe Goodreads am pus 4, fiindcă nu știam să-i dau 3,5. Iar cealaltă este o carte de Margaret Atwood, Ochi de pisică, a apărut iar recent la cei de la Art. Mi-a plăcut foarte mult povestea slujitoare, așa că am zis să mai citesc ceva de autoare, ba chiar mai am o carte de ea tot în acest book haul și chiar sunt încântată să văd ce scrie, mai ales că am citit ceva de ea, îmi place cum scrie și e și super recomandată în continuare de o grămadă de lume. Iar cealaltă carte pe care o am de ea este Mireasa Hoțomană, este cea care a apărut la Corint, nu prea înțeleg la ce editură apare această autoare, fiindcă văd că migrează cu succes, dar acestea ar fi cărțile de ea pe care le-am adăugat recent în colecția mea. Fântânele tăcerii de Ruta Sepetys și vă spun că abia aștept să citesc, că am citit tot ce s-a tradus de la Ruta și am încredere că va fi la fel de bună ca Prindere tronul cenușii, deși chit că nu abordează un subiect la fel de, nu știu, istoric ca suratele ei, mie îmi place mult mai mult cartea care se referă la New Orleans, Adio New Orleans, cred că se numește cartea, mie mi-a plăcut mult mai mult aceea. Urmează acum cărți dintr-un pachet de la Elefant, pe care nici nu mai știu când l-am luat sau când l-am primit.
Prima fiind Vraja Corbilor de Margaret Rogerson. Am mai scos Vraja Spinilor și nu, cele două nu sunt legate între ele, chiar dacă inclusiv eu am crezut că acesta e volumul 2. Are o poveste foarte interesantă despre o fată care pictează în ochii tristețe umană, în ochii zânelor tristețe umană și taman această greșeală o poate costa viața. Este o întreagă intrigă la curtea zânelor. Mă duce puțin mai mult cu gândul către zona făpturilor văzduhului. Primul volum din seria Alex Stern, o serie care este puțin diferită, dacă mă întrebați pe mine, nu cred că face parte din Universul Grisha, este recomandată de Stephen King ca fiind cel mai bun roman fantasy citit în ultimii ani și este vorba de A Noua Casă. Mi se pare foarte interesant că se contopește partea sa fantasy cu mediul academic, este vorba despre o fată care vede, vorbește cu spiritele și care ajunge la universitatea Yale prin propunerea unui decan misterios. Prin subiectele cărții întâlnim magie neagră, învierea morților, invocarea de monștri, portalul către alte lumi. Practic, cartea în genul meu de carte. Tot din seria fantasy avem o autoare, deși vreau să spun că vânez cărțile noi ale acestei autoare, cărțile din engleză, de 2 luni de zile și nu le găsesc pe nicăieri. Nu tu Ochean, nu tu Books Express, nu tu Elefant, nu tu Libris, nu tu Cărturești. Nema, nimic, nu le găsesc, e groaznic. Autora fiind Jennifer Armentrout, eu n-am citit nimic fantasy de ea, am citit în schimb romance de ea și mi-a plăcut foarte mult. Azi 2 cărți, una citită, una necitită, că tot vorbeam de romance. Am aici Lovebot Taipei, mie mi s-a părut drăguțică, nu neapărat genul de carte după care aș muri, pe care v-aș recomanda-o, m-aș tăvăli pe jos să vă recomand. Dar este drăguțică. Este vorba despre familia chinezească, de fapt asiatică, cu toate regulile sale, despre această tabără în care asiatici își trimit copiii înapoi spre a învăța despre originile lor și care, de fapt, este o mare petrecere și o mare clubăreală. Dar povestea este interesantă și despre acești copii care, cărora li s-a impus să fie anumite personalități, anumite idei, să nu fie ei. Și cum aceștia luptă acum a devenit majori împotriva acestor idei preconcepute. Cartea este simpatică, m-am zis, nu genul meu, dar e simpatică. Pe de altă parte, o carte care este mai aproape de genul meu, fantasy evident, Urzeala Zorilor, apărută la Corentin. Cred că a făcut ceva ravagi când a apărut în toamna aceasta și îmi place că este legată de o competiție între mai mulți vrăjitori, de fapt, nu între vrăjitori, ci între croitori, pardon. Lordul vrăjitor este cel care supraveghează, iar croitorul care trebuia să participe din partea unei familii nu mai poate și participă fiica sa, evident, deghizată în băiat. Faptul că este și o competiție îmi dă și niște aere de top, tronul de creștar, dar poate mă înșel, dar sună bine, nu știu, sună bine și abia aștept să citesc fantasy. Trebuia să citesc împreună cu Simona, să sperăm care timp Simona luna asta, nu știu de ce lansez. Mai urmează nici câteva cărți din colaborarea mea cu cei de la Art, singur în Ținutul Ghețurilor, iar această carte este jurnalul unui supraviețuitor care a rămas blocat, jurnalul lui Douglas Manson, care a rămas blocat în pustietățile polare din cauza expediției antarctice Australia-Asiatice. Bleh! Ce cuvinte lungi! Și are de parcurs 150 de kilometri pentru a ajunge la civilizație. Brin Mary a fost aici și minunea. De fapt, sunt sigură că m-am vorbit de ele. Așa că nu mai intru în detalii și cu acestea două. La fel, o carte citită, tot din colaborarea cu cei de la Art, este Elogiul Umbrei. Vă povesteam eu că odată cu cartea asta am înțeles mult mai bine stilul lui Murakami, datorită unor esei introduse de către editura în carte. Este o carte foarte bună pentru cei care vreți să înțelegeți puțin cum văd japonezii diferit de noi, cum toate conceptele lor sunt diferite, cum trebuie să fie femeia, mă rog, tradițional vorbind, cum te arată locuința, cum ei nu sunt atât de morți de după lumină cum suntem noi. Eu ce puțin sunt moartă după lumină, mai ales când filmez. Dar ei sunt mai mult adepții umbrelor, adepții crepusculilor, jocului de lumini, sau cel puțin așa ne spune autorul în carte. 2 cărți despre care sunt sigură că v-am vorbit iară, Casa Germană, pe care am primit-o de la Larisa de Crăciun și Doamna de la Ritz, la fel primită de Crăciun. De asta știu că v-am vorbit și în clipul trecut, iar despre aceasta, uitați-o. Mai am la fel, tot primită de Crăciun,
Mă iubește, nu mă iubește, al șaptelea volum din seria Helen Grace, ce vă ziceam, Serile Interminabile. Primul volum din Helen Grace am primit la 18 ani și în continuare se pare că le primesc cadou, sunt foarte încântată. Ce drept, sunt puțin în urmă, nu sunt la zi cu seria, dar ne apucăm să citim, mi-a citit de sesiunea. Yes! Mai sunt 2 săptămâni. La fel, o carte pe care o așteptam de ceva vreme să apară, vă spun sincer, fiind vorba de No Filter, povestea Instagramului. Dacă nici eu care am cont de Instagram și vă vorbesc pe Instagram de atâta vreme de cărți, nu citesc povestea Instagramului, atunci cine? Cartea pe care am început-o, Viitorul Amintirilor, proză scurtă. Cine ar fi zis că vă arate o proză scurtă vreodată? Scurtă, nu scurtă vreodată? Eu cu siguranță nu. Am citit 2 povești din ea până acum, mi-a plăcut foarte mult cea legată de vina pe care o simte un tip după ce omoară o persoană bleagă de fel și probabil una dintre cele mai bune cărți fantasy din istoria mea de citit, Brașul care ne unește, aparte la Nimira. Am făcut o provocare faină cu fetele pe baza cărții de mama Chiatu ca un oraș. Genială cartea, o recomandăm. Am ajuns și la partea de unboxing, care începe cu acest pachet de la Cărturești. Este pachetul pe care am luat din Cărturești, noul Cărturești Ploiești, de care sunt foarte încântată. Avem în primul rând o carte în ediție de buzunar. La fel, mi-o doream de foarte multă vreme. Intră în categoria cărților cu artiști despre care vă spuneam eu că sunt pasionată la fel. Cine cu Picasso? Și vă spun că era ediția cealaltă, tot de la Rau, acea cartonată frumoasă, mare, doar că tot timpul nu mă atrăgea, nu știu de ce. Dar când am văzut că a scos ediția asta de buzunar, am zis, 2021 e pentru mine. Din nou, surprinzător, un fantasy, cele două regine, trilogia Imperium, a apărut în decembrie la Nimira, am văzut-o recomandată foarte mult de Bookstopia de pe Insta și mie de obicei îmi place ce citește și ea. Mai avem o carte simpatică, un fel de thriller, care nu e chiar thriller, fiind vorba de Clubul Crimelor de Joi, cu niște personaje de la un azil de bătrâni, sper să zic bine, oricum niște vârstnici care rezolvă de obicei, își petrec timpul rezolvând așa pe hârtie cazuri nerezolvate din trecut. Până surprinzător ajung implicați într-un caz și împreună cu o detectivă care nu prea ține cont de reguli, să apucă ei să rezolve cu adevărat. Și nu știu, pare simpatică. Și din nou, carte în engleză. Am reușit să găsesc una. Breathless, de Jennifer Niven, autoarea de la toate cele locuri minunate. Dacă nu ați citit cartea, asigurați-vă filmul. Evident, cartea mai bună decât filmul. La fel, aici avem povestea unei fete care se gândește numai la ce universitate va alege, cum să devină un autor și la... Nu pot să zic că mă implicați de tu. Ei, la un moment dat se pare că tot se distruge în momentul când părinții ei aleg să divorțeze. Și de acolo o întreagă poveste, o dramă adolescentină, pentru că de ce să nu mai citim și de-astea? Am ajuns și la pachete. Acestea este de la Libis, acestea este de la Lumira. Deja știu ce este în ele, dar haideți să deschidem împreună. Am uitat să vă arăt fiscarta pe care o citesc în prezent, fiind vorba de Master of One. A venit în cutia lunii decembrie de la Ferii. Știți că mi-e place foarte mult Ferii pentru că descoper chestii noi. De obicei le deschid aici împreună cu voi cutiile. Acum, întorcând la pachete, de la Libris avem data acesta țipir cu cartoteca, ai răbdare cuțu. Și avem Revolta, ultimul volum din Jocurile Foamei. Știți că m-am apucat de Jocurile Foamei abia anul trecut, fiindcă a apărut acel volum extra și am zis că merită și până acum sunt îndrăgostită de el. Avem și o tonă de semne de carte. Mulțumesc foarte mult, Libris. Mă simt foarte special în acest moment. Iar de la Nemira, surprinzător. De la Nimira, foarte surprinzător ce vreau să vă arăt. Ultima carte a lui King, Anotimpuri diferite, fiind vorba despre o colecție de 4 novele și vă care și un format așa, nu știu, diferit. Să fac o comparație, vedeți. Vedeți? Iar pe lângă asta, am primit și Reading Challenge, cel făcut de Nimira. Nu știu dacă vedeți voi, au ei 30 de cerințe și dacă postați pe Instagram cărți din aceste cerințe, evidențele și citiți, aveți șansa ca la finalul anului să câștigați 30 de cărți. Zic bine? Da. 30 de cărți, da. Pentru că cei de la Nemira împlinesc 30 de ani anul ăsta și noi le urăm un la mulți ani călduți. Acestea fiind spuse, toate cărțile înșirate, vezi ce fac eu până după, sper că ați avut, de fapt, un weekend plăcut și vă doresc o săptămână foarte faină. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe blog pentru a afla mai multe noutăți. Până atunci, ne vedem joi!